seara și bine v-am găsit la știri. Numele meu este Gabriel Costan și vă prezint știrile de mâine seară. Asociația jucătorilor la loto, care mai întâi calcă în căcat și apoi depun biletul, se declară foarte nemulțumiți de legea care obligă pe stăpânii câinilor să strângă căcatul patrupedelor de pe trotuare. Aceștia spun că niciun membru nu a mai câștigat marele pot de când legea a intrat în vigoare. În lipsa maidanezilor, care au fost ridicați de către hinghieri, aceștia sunt obligați să vâneze câinii care fac caca și să se năpustească asupra mizeriei lor. Doi membri ai asociației au ajuns la spital după ce s-au dat cap în cap încercând să sară pe căcatul proaspăt produs. În urma acestui incident și câinele a fost grav rănit. Asociațiile iubitorilor de câini se declară îngrijorate și cer guvernului să ia măsuri. Un nou scandal lovește firma Volkswagen după scandalul emisiilor. Se pare că între anii 92 și 96 aceștia au cumpărat mii de autovehicule de la uzinele Dacia Pitești, pe care au montat un soft special, iar în showroom-uri Dacia era vândută cumpărătorilor sub marca Volkswagen. Publicitate. Dacă vrei să devii vegan, consumă cu încredere unele mezeluri din pui și porc. Fii fără grijă, n-au pic de carne. Știrile continuă. Conform unor știri pe surse, 90% din știrile pe surse sunt false. Autoritățile României sfătuiesc locuitorii din orașele fără încălzire termică să-și țină proviziile de apă în frigider. Astfel le vor feri de îngheț. Dimineața, la semafoare, se pare că cea mai folosită replică este: hai, mișcă, bă! Nu vezi că aproape s-a făcut verde? Mondel. Marius Moga este primul om care s-a născut pe banii lui, pe barba sa. Sport. În urma petardelor aruncate în teren la meciul România-Polonia, UEFA crede că România va fi suspendată de la turneul final din Rusia. De fapt, nu este vorba de o suspendare, ci de o autosuspendare, deoarece cele mai multe petarde au fost aruncate în teren de către selecționerul Christopher Ndam. Metro. În urma alegerilor din SUA, în care a ieșit victorios Donald Trump, se pare că ne vor lua cu frig acțiunile Rusiei.